700 de euro pentru o bancă de grădină și 600 de euro pentru un coș de gunoi. Acestea sunt sumele prevăzute în proiectul de buget al Primăriei Capitalei. Nicu Jordan spune însă că niciodată nu se vor plăti astfel de sume și că sunt doar niște prețuri estimate provenite dintr-un studiu de fezabilitate realizat de fosta administrație. Proiectul de buget pentru acest an prevede ca administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București să aloce 5,3 milioane de lei pentru 1500 de bănci de grădină și alte 4,4 milioane de lei pentru 1500 de coșuri de gunoi. Realitatea. A făcut o sumă destul de mare pentru a achiziționa bănci, coșuri de gunoi, mobilier, stradal, plastic. Cu 700 de euro bancă, 600 de euro coș de gunoi, vi se par niște sume realiste? Nu vor fi, niciodată nu vor fi plătite sumele astea. Eu am fost obligat să pun în buget acele sume care rezultă dintr-un studiu de fezabilitate pe care l-am moștenit din vechea administrație. Dar fiți convinși că în momentul în care vom face achiziții vom vedea prețurile de pe piață. Și discutăm despre acest subiect cu Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24 și realizatorul emisiunii În fața ta. Bună ziua, Claudiu, mulțumesc! Bun găsit! Stă în picioare această explicație? Am fost obligați să menționăm acel preț, coșuri de gunoi de 600 de euro, din cauza studiilor de fezabilitate realizate de fosta administrație. Mă uit la două aspecte din declarația domnului Nicu Jordan, care nu este în momentul ăsta, asta e realitatea, deloc un primar iubit în capitală, din păcate pentru domnia sa. A avut un mandat la dispoziție să facă ceva schimbări în acest oraș. Deci, vechea administrație înțelegem că e de vină pentru ceea ce se întâmplă acolo și suntem aproape de finalul celor 4 ani de mandat ai dânsului. Aș spune că e totuși puțin cam târziu pentru a trage astfel de concluzii, pentru că, sigur, poate așa e, da, vechea administrație e responsabilă pentru acele prețuri. Doar că a trecut suficient de mult timp ca actuala administrație să schimbe ce a făcut rău vechea administrație. Adică dacă acum în buza celor 4 ani de mandat finalizați încă avem chestiuni legate de vechea administrație, n-aș spune că domnul Nicu Jordan se îndreaptă pe cărarea din parc cea mai potrivită. De altfel, parcurile în București, pe de-a întregul, sunt o rușine în momentul ăsta din punct de vedere al felului în care arată. Parcul Cismigiu, spre exemplu. Altfel, ar putea fi o bijuterie, o oază verde a acestui oraș. Din păcate, da, primăria a avut alte priorități, și alea corecte, repet, și alea corecte, da. Până a ajunge acolo, mai vor oamenii să iasă și în parcuri, că pentru asta plătesc taxe, impozite, mare parte dintre noi ni le plătim așa cum trebuie, regulat, mici, mari, dar sunt plătite taxele astea și impozitele. Întorcându-mă la subiect, e o întrebare însă și o chestiune. Poate multora li se pare firească, mie trebuie să recunosc că mai puțin. Prețurile acelea pe care le-am văzut, par astronomice, e de la o poștă limpede că nu sunt cele reale. Ok, explicațiile primarului apoi, nu actuala, ci vechea administrație, da, întreb și eu. Pentru că domnul primar ne spune că abia atunci când când se va face licitația, vor fi prețurile corecte, cele ale pieței. Cine face caietele de sarcini? Pentru că dacă sunt aceiași oameni care au fost în stare, au fost capabili să pună 600-700 de euro pentru un coș de gunoi, dacă sunt aceiași oameni care vor face și acum caiete de sarcini, studii de fezabilitate și doar vor schimba prețurile, să știți că tot nu e în regulă. Pentru că aici nu doar prețul e problema. Orașul ăsta are o multitudine de nevoi. Sunt multe licitații, multe caiete de sarcini de făcut. Dacă doar pe cele vizibile, eu știu, pe care le surprinde un jurnalist, le vede presa, ajung să fie publice, doar în cazul acelora ajungem să avem prețuri corecte, nu e regulă. Ori, domnul Nicu Jordan, când spune vechea administrație, se referă doar la fostul primar general
sau la întreaga echipă care a coordonat? Și chiar la echipa care întocmește caiete de sarcini sau la cei care vin cu astfel de studii de fezabilitate? Pentru că prin administrație nu înțelegi doar un om, înțelegi o întreagă echipă. Dacă dânsul vrea să schimbe și a avut deja suficient timp la dispoziție, dar mai sunt, iată, în față niște luni de mandat bune. Dacă vrea să schimbe lucrurile, nu trebuie să schimbe doar prețurile în cazul unei licitații, ci o echipă care gândește greșit. Poate că dacă ar fi făcut asta de la bun început, lucrurile ar fi arătat altfel, nu în momentul în care noi stăm acum de vorbă. Altfel, orice discuție este inutilă. Prețurile sunt rușinoase, nu doar schimbați acei oameni. Poate chiar și începută o cercetare și or fi dorit să aibă și ei o parte din ea. Nu știu, sunt pure speculații, dar sunt atât de mari acele prețuri încât nu au cum să reflecte realitatea și în cazul de față cifrele sunt atât de mari încât mi-e greu și să cred că putem vorbi despre o simplă prostie sau nepricepere. Cred că e mai mult de atât acolo. Am văzut justificarea în acest caz legat de bucureștenii care înghează în apartamente pentru că au calorifelele reci în plină iarnă. Nicușor Dan a susținut că explicația ține de fizică. Atunci când a fost întrebat de șobolanii care mișună prin capitala României, a spus, citez, că situația nu s-a înrăutățit, mai mult decât ceea ce vedem noi toți, nu există. Ar putea fi prea multe scuze în comparație cu faptele pentru o capitală europeană? Sigur, acum, domnul Nicușor Dan cred că e limpede oricărui locuitor din acest oraș. Nu, domnul Nicușor Dan nu e chiar cel mai bun comunicator posibil. Și fizica pe post de explicație pentru caloriferele reci nu e cea mai fericită explicație, dar totuși, nu pot să îi reproșez lui Nicușor Dan un mandat de primar ce nu s-a întâmplat în acest oraș în ultimii 30 de ani. Țevile alea care pleznesc din kilometru în kilometru iarna sau căldura care pleacă cu o presiune și o temperatură și ajunge cu altă presiune și temperatură în calorifer, nu-i pot fi reproșate domnului Nicușor Dan sau doar domnului Nicușor Dan. Cred că ar trebui să înțeleagă toți politicienii că nu mai e în regulă doar să-și arunce vina dintr-o parte în alta. Nu cred că e suficient să mai faci asta. Și că au trecut 30 de ani în care responsabili sunt cu toții. Fiecare partid politic ce a guvernat această țară sau a guvernat această capitală este responsabil de felul în care arată acum Bucureștiul. Pentru că nu e doar primarul general responsabil de soarta administrației bucureștene. Și Consiliul General, sau în primul rând este Consiliul General, acel guvern al Bucureștiului. Acolo se iau hotărârile. Și acolo sunt reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice. Și chiar dacă nu-și asumă greșeala asta, să rezolve problemele în tăcere și să nu-și aroge, sper, când vor termina, măcar parțial, merite pentru normalitate. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste explicații și pentru analiză, Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24. Doamnele...